Ce faceți? Și eu într-un loc aici, fără noi, mă. E deschis. Păi, interesant. Puneți așa și începem, da? Da, da, sigur, sigur, da. Nu termine, la 6 copiii. Da, la 6 termine. Hai, chiar de asta, cred. Thank you.
Părinte profesor, vă rog, portiți, părinte Bogdan. Ție numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și rătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea,
și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Sfințite Părinte, Profesori, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă rog, luați loc. Poftiți cât mai în față, cât mai aproape, să vedeți bine și să auziți bine. Doamne ajută, bună seara! Bine ați revenit în mijlocul nostru! Mă bucur să fim iarăși împreună la această seară duhovnicească, practic ultima conferință parohială din acest an, fiindcă vine perioada colindelor și biserica va avea alte acțiuni și alte activități specifice acestei perioade din postul nașterii Domnului. În seara aceasta vrem să evocăm pe făuritorii Marii Uniri, pe marii bărbați ai acestei țări, pe marii oameni de stat și deosebit de atașați, de loiali și de fideli acestui popor și acestui neam. Vrem, în contextul anului centenar, să încheiem, dacă vreți, în tonul acesta, încheie aceasta, aceste întâlniri duhovnicești sau conferințe parohiale, dedicând, închinând această seară anului centenar făuritorilor Marii Uniri, adică marelui eveniment de la 1 decembrie 1918, de care aniversare ne mai desparte atât de puțină vreme. Însă, în acest context, vom evoca și două personalități de un lat cu țara. În primul rând, vom vorbi despre Părintele Profesor Constantin Galeriu, Părintele Galeriu de un leat cu țara, fiindcă Părintele Profesor s-a născut la data de 21 noiembrie 1918, adică cum ar fi miercuri, în urmă cu 100 de ani, și deci acum comemorăm 100 de ani de la nașterea sa cea pământească și vremelnică, și totodată 15 ani de la nașterea sa cea cerească și veșnică, fiindcă a răposat în anul 2003, în data de 10 august. Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Gordon, invitatul special al acestei întâlniri duhovnicești, al acestei seri duhovnicești, va vorbi despre dascălul și mentorul și îndrumătorul Sfinției sale, adică despre Părintele Profesor Constantin Galeriu. Fiindcă numai în urmă cu o săptămână a răposat, plecând în lumea cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, plecând deci de aici, din mijlocul nostru, Părintele Profesor Nicolae Bordașiu, care a fost de multe ori aici la noi în biserica aceasta, numai anul acesta a fost de două ori, pe 7 octombrie când a avut conferință și pe 14 octombrie când a venit la o lansare de carte, îl vom evoca și pe Sfinția sa. Mai cu seamă că și el s-a apropiat de 100 de ani, avea 94 de ani și jumătate, fiind născut pe data de 22 mai 1924. Iar tatăl său, tatălui, părintele Gheorghe Bordașiu, a fost membru al delegației județului Bihor, care a participat trup și suflet la unirea, la evenimentul unirii de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. Părintele Profesor Bordașiu, ocupându-se în acest an și evocând în mai multe împrejurări și în trei cărți acest moment și acest eveniment și contribuția bihorenilor și a tatălui său la realizarea Marii Uniri, tatălui, cum spuneam, făcând parte din cei 1228 de delegați care au participat atunci la Alba Iulia, la 1 decembrie, la Marea Unire. Și tot în acest context al centenarului, l-am invitat și ne bucurăm că a răspuns invitației noastre pe Părintele Bogdan Bădiță, producător la TV Trinitas, care are un proiect despre care va vorbi în acest context și care
a realizat și a venit și de data aceasta, aducând în mijlocul nostru un DVD tematic specific anului centenar dedicat sau închinat Făuritorilor Marii Uniri. Mă bucur că, iată, în 2 ani consecutiv, vin amândoi invitații la exact un an distanță, în aceeași formulă, evocând anul trecut Părintele Profesor Vasile Gordon pe Părintele Constantin Voicescu, iar Părintele Bogdan Bădiță pe mărturisitorii din închisorile comuniste. Iar anul acesta, Părintele Profesor Vasile Gordon pe Părintele Constantin Galeriu și pe Părintele Bordașiu, iar Părintele Bogdan Bădiță pe Făuritorii Marii Uniri. Putem spune că deja sunt colegi, parteneri în acest eveniment, în această seară duhovnicească, cei doi, fiindcă de acum, iată, fac o tradiție în acest sens. Vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți aici în mijlocul nostru. În partea a doua, deci întâi va vorbi Părintele Gordon, apoi Părintele Bogdan Bădiță, însă între cele două momente vom vrea să dăm curs și dialogului sau dezbaterii, sau dacă vreunul dintre dumneavoastră i-ați cunoscut pe cei doi, pe unul dintre cei doi sau poate chiar pe amândoi, părinții Constantin Galeriu și Nicolae Bordașiu, și vreți să mai spuneți ceva, să aduceți o mărturie în plus sau o completare, vă rog să o faceți fără nicio reținere, fără nicio rezervă. Ba chiar îl vom provoca pe domnul profesor Victor Marola, domnul profesor Victor Marola, să vorbească și domnia sa despre Părintele Constantin Galeriu, fiindcă i-a fost tot așa ucenic la cursurile de doctorat și la Facultatea de Teologie. Deci, vă așteptăm și la partea de dialog și apoi Părintele Bogdan Bădiță vă va prezenta proiectul Sfinției sale și totodată vom avea o proiecție de film, un fragment din filmul, din DVD-ul dedicat Făuritorilor Marii Uniri. Doamne ajută, bine ați venit în mijlocul nostru. Poftiți! Vă mulțumesc și vă felicit, frate Stelian Gomboș, că faceți acest efort să continuați seriile catehetice aici. O să vă cer îngăduință să stau jos, așa ca și dumneavoastră. Și vă mulțumesc și eu că ați făcut un efort să fiți cu noi în seara aceasta. Avem câțiva enoriași și de la Biserica Sfântului Ilie Gorgan, pe care îi salut cu bucurie. Vă spun că intervenția mea nu va fi foarte lungă. Mi-am pus aici o foiță, mi-am notat câteva începuturi de fragmente, așa, de expresii. Și să vă mărturisesc mai întâi că mă bucur că suntem în această formulă cu Părintele Bogdan Bădiță, care face o lucrare cu totul deosebită în cadrul Trinitas și care ne va prezenta, așa cum ați auzit, un fragment dintr-un DVD pe care îl veți avea la îndemână aici. M-am bucurat iarăși pentru faptul că ați programat să fie asociată vorbirea despre Părintele Galeriu cu vorbirea despre Părintele Bordașiu Nicolae. Foarte pe scurt voi aminti și eu că nu de mult a fost programat la un simpozion la facultatea noastră, practic în zilele 12, 3 și 13 noiembrie, iar în ziua de 12 noiembrie Părintele Bordașiu era programat să vorbească despre Părintele Galeriu pe la orele 11, așa dimineața. Numai că Domnul a rânduit altfel, chiar ne gândeam nu să vorbească despre Părintele Galeriu, ci să vorbească cu Părintele Galeriu. Pentru că Părintele Nicolae Bordașiu a trecut la Domnul în ziua de vineri, deci dinainte de simpozionul nostru, vineri seara. Și am avut privilegiul să iau profesori pe amândoi. Pe Părintele Bordașiu Nicolae l-am avut profesor împreună cu Părintele Paroc de aici, Dinu Pompilică, și chiar depăneam niște amintiri în această privință. Eu l-am avut profesor la seminar când am început la Radu Vodă în 1971. Doar două cuvinte despre Părintele Nicolae Bordașiu mai întâi, ca apoi să trecem la Părintele Galeriu. Și mi-a fost profesor și director.
Până a plecat în Franța, cu binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina de atunci, 2 ani de zile l-am avut profesor în seria noastră. Și nu știam atunci ce am aflat după Revoluție și ceea ce știu acum. Nu știam că părintele Bordașiu a fost deținut politic. Noi, elevii lui, nu știam, nu se discutau aceste lucruri. Nu știam, de exemplu, că a fost fugar din 1948 până în 1955, pentru că era condamnat și ar fi trebuit să intre în închisoare. Și a fost 7 ani ascuns, pe unde s-a putut. Dar tot un fel de închisoare a fost și asta, vă dați seama, nu putea să comunice nici cu părinții lui. Iar din 1955 până în 64 a fost deținut, a făcut închisoare. Și iară spun, în ultima vreme, foarte multe lucruri despre care nu știam, le-am aflat de la emisiunea Profesioniștii, pe care vă îndemn să o vedeți, se găsește pe internet ușor, vă poate ajuta cineva care știe să caute, emisiunea realizată de Eugenia Vodă, la care părintele Bordașiu a spus niște lucruri cu totul deosebite. M-a impresionat foarte mult, împreună cu soția mea care este aici, am urmărit emisiunea, vă spun, au fost momente cu lacrimi, cu lacrimi, pentru că ne-a fost profesor, ne-am întâlnit și după aceea de foarte multe ori și nu știam acele lucruri. O emisiune foarte frumos realizată, cum de altfel sunt toate realizate de Eugenia Vodă. Ceea ce vreau să mai pomenesc este faptul că nu doar părintele Bordașiu a fost dintre profesorii noștri deținut politic. La vremea aceea, prin lucrarea extraordinară a Patriarhului Justinian Marina, au mai fost recuperați încă 3 foști deținuți politici. E vorba de părintele Gheorghe Calciu, despre care toată lumea știe, e vorba de părintele Sebastian Chilea, foarte învățat, doctor în filozofie, cu lucrarea Etica și Estetica, și e vorba de profesorul Gheorghe Mușu, de istorie și limbi clasice, un enciclopedist. Iată că în șirul profesorul nostru de la Radu Vodă erau și 4 foști deținuți politici. Ceea ce, sigur că arată lucrarea și curajul și trecerea pe care o avea înaintea autorităților Patriarhul Justinian Marina. Ei bine, despre părintele Galeriu, acum nu am să vă vorbesc nici cum a fost profesor, ca profesor, nici în calitatea lui de preot sau duhovnic, l-am avut o vreme și duhovnic, împreună cu soția, un număr de ani, ci aș vrea câteva crâmpei așa din profilul lui ca om. Și știți de ce m-am gândit așa? Pentru că ceea ce o să pomenesc este la îndemâna dumneavoastră a tuturor, care nu sunteți preoți, nu sunteți profesori, nu sunteți duhovnici, și la îndemâna noastră ca oameni. Bună oară, am spus la Biserica Silvestru în urmă cu o lună și ceva, când a fost invitat să vorbesc despre părintele Galeriu, într-o luni seara, și acolo a venit să mă întâmpine părintele Bordașiu, deci am venit să te salut, am venit să te aud, să te ascult. Părinte profesor, eu trebuie să vă ascult pe dumneavoastră, foarte sincer i-am spus, și nu, am venit să-ți aduc și niște cărți. Și mi-a adus aici, le-am adus numai să vi le arăt, aici este o broșură, un fel de ghid, aici o carte de care, vă rog, o carte de care s-a ocupat, de la Săbolciu la Alba Iulia, părintele Nicolae Malița, după aceea, ceea ce a pomenit și fratele Stelian, 2 unioniști din Husa Său de Criș, preoții Gavril Iovan și Gheorghe Bordașiu, tatăl dânsului. Și mi l-a dat părintele Bordașiu în Sfântul Altar. M-am bucurat tare mult, l-am îmbrățișat, i-am mulțumit și am vrut să vi-l arăt și dumneavoastră. Ele sunt la îndemână în librării. Acum, despre părintele Galeriu, ziceam că am ținut așa o mică conferință, cum va fi și aceasta, și am zis că dacă mi s-ar cere un singur cuvânt să spun despre părintele, nominalizând o singură calitate, ar zice aceea de bun. A fost un om bun.
preot bun, profesor bun, duhovnic bun. Și această bunătate s-a manifestat concret, în primul rând, printr-o atitudine binevoitoare față de toată lumea și față de noi foștii studenți, mai apoi doctoranzi. Mă bucur că este aici fratele Victor Marola, care a fost unul dintre doctoranzii foarte apropiați ai părintelui Galeriu, și după mine o să-l rog să spună câteva cuvinte. Și cei care l-ați avut și l-am cunoscut, ne amintim cum avea o față senină, te duceai cu curaj, nu cu frică, la dânsul, și îmi amintesc concret că această bunătate și bunăvoință se manifesta prin disponibilitate. Deși era un om foarte ocupat, foarte solicitat, mai ales după Revoluție, televiziunea, radio, presa, toți vroiau cu părintele. Fii duhovnicești, oameni veniți din țară, călugări, călugărițe, noi, studenții și doctoranzii lui. Dânsul își făcea timp pentru fiecare, sigur că de multe ori trecea miezul nopții fără să fi mâncat. Eu uneori așteptam la urmă, zic, stau la urmă de tot, așa vroiam, ca să las pe alții, erau mai departe. Și mă chema și la masă, la gustarea aceea, și mai vorbeam și acolo. Doamna preoteasă Argentina avea grijă să-i pună acolo ceea ce putea să mănânce părintele după miezul nopții. Vă spun, cu această ocazie, sau cu aceste ocazii, părintele a rostit și niște cuvinte care au rămas memorabile. Chiar mă gândeam să vorbesc cu doamna Iulia Chiria, care a fost secretar, așa, neoficială, dar mulți ani a fost alături de dânsul, până a trecut la cele veșnice, și care a notat mereu, mereu câte ceva din spusele părintelui. Sunt cuvinte antologice, dar ele se leagă întotdeauna de o împrejurare concretă. Bună oară! Într-o seară, noapte, trebuia să îmi semneze și mie un referat la doctorat. Lume multă, și în sfârșit, când am ajuns și eu, părintele era epuizat. Și atunci mi-am cerut iertare, părinte profesor, trebuie să vă supăr și eu acum, și nu mai conteneam eu cu iertăciunile, la care el, te rog, frate, ascultă. Zice, eu nu mă supăr decât pe propriile mele păcate. Mi-a zis vorba aceasta, sigur că am prins curaj, mi-a intrat în minte, și așa s-a comportat părintele tot timpul. Se mai supăra el așa ca om, dar foarte puțin. Dar ne-a spus că nouă tuturor, dacă ne supărăm pe ceva, să ne supărăm pe propriile păcate. Apoi avea o deviză, un principiu de viață, despre care poate ați mai auzit, deci așa, pot să renunț, dar nu pot să refuz. Adică, pot să renunț la comoditatea mea, la proiectele mele, dar nu pot să refuz pe cine vine la mine să vorbească cu mine, sau vrea un referat, sau vrea o prefață, sau vrea câte ceva. Și o ultimă însemnare pe care mi-am făcut-o aici, ar fi multe, dar repet, dacă Dumnezeu ne va da sănătate și va binecuvânta acest gând, astăzi, în seara aceasta m-am gândit să iau legătura cu doamna Iulia. Dânsa și-a notat foarte multe, și nu numai dânsa, și câțiva dintre noi, dintre ucenicii lui, va ieși o antologie de mare frumusețe cu vorbele memorabile ale părintelui Galeriu. Mai spunea dânsul așa, numai în pomul care dă roade, sau numai în pomul cu roade, se aruncă cu reteveiul. După Revoluție și până în ziua de astăzi au început să se arunce în biserică, în personalități, chiar în dânsul. Au scos niște vorbe și sau unuia sau altuia, și spunea părintele, dacă un pom are roade, fructe, se aruncă în el ca să cadă o fructă. Deci nu vă necăjiți. Nu vă necăjiți. Și înainte de a încheia, aș vrea să vă spun că am făcut așa o asociere. Peste timp, analizând cuvântul fericire, am avut nevoie la o cateheză despre fericire în general. M-am dus așa la dicționar să văd de unde vine cuvântul fericire. Știam Felix Felicis, dar în dicționarul Quicherat, bunoară latin-francez, sunt foarte multe sensuri.
Și la un moment dat, nu știu, al patrulea sau al cincilea sens acolo, în traducere, fericit înseamnă rodnic, roditor. Și ți dădeau și niște exemple. Felix Regio, bunăoară, regiune fertilă, fericită, regiune fertilă. Felix Arbor, arbore sau pom fructifer, pom roditor. Deci fericit înseamnă de fapt roditor. Omul cu adevărat fericit este cel care lasă ceva în urmă lui, în urma lui, sau care se străduiește să facă ceva. De la lucrurile casnice, aparent mărunte, sunteți aici gospodine, care nu vă afirmați, nu sunteți nici academicieni, nici scriitori, nici scriitoare, dar rodiți ceva în fiecare zi. Ei, asta înseamnă fericirea. Părintele Galeriu era un Felix Arbor, era un arbore roditor, o personalitate roditoare de care ne-am bucurat toți și căruia îi rămânem recunoscători. Mă opresc aici și dacă vor fi întrebări, răspund cu drag. Am mai scris despre părintele ca profesor, așa dacă sunteți interesați, chiar în ziarul Lumina de astăzi. Îl găsiți și pe internet, este acolo un medalion, mi s-a cerut de la Lumina să scriu și am scris despre dânsul ca profesor, dar mai mult decât profesor, ca educator. Și cei interesați pot găsi acolo. Plus că am mai scris și în alte părți și vă mai scrie dacă Dumnezeu ne va da zile. Vă mulțumesc și mă bucur încă o dată că sunteți împreună cu noi să ne exprimăm recunoștința și prețuirea față de Părintele Profesor Constantin Galeriu, față de Părintele Profesor Nicolae Bordașiu și față de făuritorii României de care ne bucurăm noi astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult, domnul profesor Victor Marola. În 5 minute, dacă ni-l puteți și dumneavoastră prezenta și creiona puțin pe Părintele Constantin Galeriu. Vă rog, poftiți aici ca să aveți acces la microfon. Vă rog. Nu cred că mai era necesar să intervin și eu după expunerea Părintelui Profesor, care a fost mai aproape de sfinția sa și ați urmărit în diverse emisiuni la Trinitas în mod deosebit, dar și, și la Credo, când participa alături de Părintele Sofian Boghiu, starețul Mănăstrii Antim. Dar dacă totuși domnul Stelian Gomboș a insistat să particip și să vorbesc, să intervin un pic, ce aș putea spune despre Părintele, deja cred că latura umană aș fi vrut să o subliniez, dar s-a ocupat Părintele Profesor Vasile Gordon de lucrul acesta și poate că alte aspecte le găsiți în cărțile care sunt deja publicate, mai sunt și pe la librăriile astea creștine ale noastre. Altele se vor publica cu conferințele de la Mănăstria Oașa de acum câțiva ani, în prezența înalt preasfințitului Serafim, unde ar fi trebuit să particip și eu, dar probabil m-am zgârcit din pricina costului biletului. Însă, totuși e bine să spun câteva lucruri, dacă tot a dorit lucrul acesta. S-a vorbit de binețea Părintelui Galeriu, de spiritul dânsului, de suplețea de spirit, de dorința de a comunica. Era un iubitor de oameni, nu doar în sensul acesta teoretic, conceptual vorbind, cum cu toții suntem chemați să fim, e o datorie și fără de acest aspect e o poruncă, nu ne putem mântui. El chiar îi iubea, indiferent de genul lor, indiferent de pregătirea profesională, de funcția în societate, iubea și pe cei care sunt de alte etnii. Chiar îmi spunea Părintele Bordașiu, tot după un referat, m-am dus în altar la sfârșitul slujbei și Părintele spunea, zice, vino aici să te vadă, Părintele Profesor, că altfel să se lovească de tine, că altfel se duce, vorbește și cu
cu romii de la ieșirea din biserică, am folosit termenul mai vechi, și cu țiganii de acolo. Și așa și fost, să știți, în drum spre privegherea părintelui Galeriu, știu că m-am întâlnit, am luat niște flori de la o bord de acolo, la o intersecție, și era o florăreasă din comunitatea romă și zic, Doamnă, dați-mi câteva flori pentru părintele Galeriu. Zice, vai ce preot a fost! Vai ce preot a fost! Deci, cum să vă spun, nu trebuia să vă spună mai mult decât atât că înțelegeam. Sigur, poate că, nu știu dacă am nimerit, nu cred în întâmplare sau în hazard, dar doream să mă înscriu la doctorat, la Noul Testament, la îndrumări misionare sau la istoria religiilor. Și întrucât intrasem în... este o taxă de admitere la casierea universității, intrasem în banii respectivi, nu mă mai înscriam. Un coleg de la Galați, acum plecat în Italia, Nacu Pompiliu, cred că a fost cântăreț la dumneavoastră, la biserică, m-a înscris el și m-a înscris la părintele profesor Constantin Galeriu, pe care l-admiram, dar pentru mine era un titan și nu îndrăzneam să gândesc că voi ajunge să stau la masă cu dânsul și să comunic pe anumite teme. Și i-am zis, bine, dar are o vârstă. Mulți mi-au spus că nu e chiar înțelept să te înscrii la o persoană, pentru că nu știi când trece pragul dincolo. Adică au gândit pragmatic. Și el zice, nici măcar nu te-ai dus să vorbești cu dânsul și mai ai și pretenții, mi-a spus așa, prietenește, amical, oarecum, și certându-mă. Și, într-adevăr, m-am înscris, apoi a trebuit, după ce m-am înscris, fără acceptul dânsului, ceea ce rar se întâlnește, să-l caut în București, pentru că înainte de examen, măcar trebuia, eu aveam licență la Părintele Dumitru Popescu, la dogmatică, și din multitudinea studenților, trebuia măcar să te vadă înainte de examen. M-am dus acasă la dânsul, era plecat. Era solicitat la Ministerul Sănătății, la editura medicală, în sfârșit, pe unde se ducea părintele, chiar dacă întârzia. Așa, și având în vedere vârsta și neputințele, și unde să-l găsești pe părintele Galeriu? Acum era în Tesalonic, mâine era în Los Angeles, apoi se ducea la Timișoara, la Cluj, la Arad, la Galați, unde era invitat, cu dragă inimă participa. Era expresia lui când îi spunea, îi zice, părinte, vă deranjez, și eu tot cu o semnătură la un referat, și zice, cum să mă deranjez? Zice, cu dragă inimă. Atâta bine ți ne oferea. Și sigur că m-am dus, mi-am dat seama că nu o să-l găsesc și m-am dus la librăria Ortodoxia, la poalele dealului Patriarhiei. Nu vă spun din... ce să vă spun din... cele un milion de, sau de, din mașini care intră în București, trec prin centrul Bucureștiului, din multitudinea de oameni care traversează Bucureștiul prin centru. Deodată a răsărit, parcă mi l-a scos Dumnezeu în față. Eu cred în minuni pentru că am fost experiența unor asemenea minuni. Și nu trebuie să mai îmi dea cineva, să zicem, motive de îndoială. Mi l-a scos Dumnezeu în cale. Și nu meritam. S-a întâmplat, ca să fiu numai eu și părintele, în ascensor, urcam la frăția. Și cu un an înainte, pentru că nu l-am contactat pe domnul Emilian Popescu, eram și student la istorie pe atunci, dânsul nu a vrut să mă primească. Și am insistat să mă primească. Și dânsul nu... În sfârșit, mi-am dat seama că nu poți să te prezinți la un examen de doctorat dacă nu te-a văzut măcar o dată. Părintele Galeriu era părinte, în primul rând. Asta era, dacă vreți, trăsătura esențială a personalității sale. Nu mai zic că era un om venit dintr-o educație sănătoasă a omului cu rădăcini, ca să-l citesc pe Părintele Dumitru Popescu, care are o lucrare, omul fără rădăcini. Și în ascensor,
Îi spun la un moment dat, un pic spășit, zic, să mă iertați că m-am înscris, sau un coleg, un părinte tânăr de la profesor la Galați, la seminar, m-a înscris la Sfinția voastră și nu v-am cerut permisiunea. Și el zice, mă onorează. Eu am spus totuși că e un cuvânt din complezență, așa, adică un om educat, m-a mers prin multe cercuri și vă spun că mi-a dovedit lucrul acesta, n-avea pic de ranchiună sau de răutate, chiar dacă întârziam. Și eu la dâns odată am întârziat o oră. Am întârziat și la Părintele Profesor cu lucrările. Așa, și veneam de la Galați, făceam naveta cu ocazii, în sfârșit. Și m-am dus la Părintele Galeriu după o oră. De fapt, era, cred că, primul an când mi-a dat ore Părintele Profesor și mulțumesc acum, așa cum am mulțumit și atunci pe mesajul de pe calculator. Mi-a oferit ore, întâi am suplinit și zic, dacă tot am primit și eu prima retribuție, pot să spun, să mă duc să-i ofer și eu părintelui, după ce dădusem examen la doctorat, să-i ofer ceva, că așa am învățat eu la morală, despre recunoștință. Să oferim și noi ceva, dacă cineva, într-un fel, ne-a ajutat. Deci nu influențam niciun examen, doar vreau să am o recunoștință. Orice aș fi oferit eu părintelui Galeriu, nu, cum să zic, nu cădea în extaz sau nu era un om materialist. I-am luat un paner, un ștergar cu motive naționale și o iconiță. Și o carte cu brâncuși. Aici am stat și am căutat pe la librării prin București mai mult, am întârziat. Am zis că vin la 5 și nu mai știu exact cam așa și am întârziat o oră. Și poate că este numitorul comun, dacă vreți, între mine și Părintele Galeriu, amândoi întârziam. Dar dânsul avea neputințe. Eu eram tânăr, eu n-aveam motive să întârzi. N-aveam circumstanțe atenuante. Am întârziat, m-am dus și cu un buchet de flori, pentru că altfel nu treceam de doamna Argentina. Ea era, dacă vreți, îngerul păzitor, părintele ei bolnav, așa ne spunea prima dată, cum îl deranjați. Și apoi am învățat că trebuie să iau un buchet de flori. Și m-a primit foarte frumos doamna Argentina, ba mai mult l-a și trezit, că el între timp se culcase. Și a venit părintele și și-a cerut iertare că n-a mai putut să rămână treaz. Eu am întârziat, iar părintele și-a cerut iertare că n-a mai putut să stea treaz. Mi-a bulversat sistemul de valori. Adică mi-am dat seama că putem fi și altfel. Și de fapt Dumnezeu cu noi este altfel. Poate că noi nu vedem, nu simțim prezența lui Dumnezeu decât raportându-le la cei de lângă noi. Și câteodată la antropomorfizăm. Dar să mă opresc că deja am depășit. Ce să vă spun? Era o minune de om. Atât, treceam pe holurile facultății, eram anul întâi, nu ne cunoștea, dar dânsul nu se raporta la noi că era șef de an sau era, eu știu, cineva care avea performanțe. El știa că trebuie să respecte studentul. Noi am avut concepția inoculată că trebuie să respectăm noi pe profesor. Așa cum se întâmpla cu părintele Ștefan Alexe, care slujea la aceeași biserică. Pedant, elegant, curat, decent. Dar Părintele Galeriu saluta dânsul între studenții. Noi treceam ca studenți oarecum mai liberi după 1990 și voiam să-i spunem Hristos a înviat. Pentru că așa se cuvenea. Și așa simțeam. Și Părintele parcă intuia lucrul acesta, ne lua vorba din gură, se și-a pleca în fața noastră și spunea, Hristos a înviat, domnilor studenți. Rămâneam cu gura încleștată. Dânsul ne saluta întâi. Și multe alte lucruri de genul acesta, în sfârșit nu le mai rememorez aici, dar era un om, chiar dacă i s-a reproșat, au fost tot felul de persoane care au spus că nu era punctual,
că nu-și respecta cuvântul, că era ușor așa abil și evita anumite situații. Dar noi l-am văzut ca atare, ca un bun pedagog, că nu era sistematic la cursuri, în sfârșit începea și tot felul de digresiuni, de paranteze. El era invitat și o vineri din lună era invitat la Tesalonic sau, eu știu, în alt oraș din Europa și ne povestea cu cine s-a întâlnit acolo, cu profesori, cu părinți. Ei, vă spun că era un bun pedagog. De ce? Pentru că știa să motiveze. Când te duceai și te întreba ceva eventual, în afara cursului sau în afara cadrului oficial, știa să spun așa, ce ai început să duci la bun sfârșit. Sau spunea, am speranțe. Nu era, să zicem, un profesor așa tiran care să spună, nu te văd bine înainte de examen sau după examen. Adică nu demobiliza. Spunea, am speranțe. Doar așa îi îndreptăm pe ceilalți care au alunecat într-un fel sau altul, care nu s-au pregătit așa cum ar fi trebuit, așa, și altfel nu putem să-i, decât coborându-ne noi oarecum, punând umărul și ridicându-l și pe el. Părintele profesor Constantin Galeriu a fost foarte apreciat în străinătate. Și la Facultatea de Teologie a Universității Aristotelice din Tesalonic, și la Los Angeles, și în Anglia, și în mod deosebit la Institutul Saint-Serge din Paris, unde din 1979 a fost invitat frecvent la Congresul de Studii Liturgice. Dânsul se ocupa cu omiletica, catehetica, pedagogia creștină și chiar cu dreptul bisericesc la magisteriu prin anii 80. Și acolo am luat contact cu persoane care, să zicem, l-au întâlnit cu profesori universitari, cu părinți, și l-am întrebat cum era părintele Galeriu. Și mi-a spus unul care a fost și decan o vreme, părintele Nicolae Ozolin, a zis, tre fort când vorbea, știți prea bine că avea gestica respectivă, transmitea vibrații, foarte puternic era, avea greutate în cuvânt. Și imaginați-vă cine îl ascultau. Calistos Ware, Boris Bobrinskoi, în sfârșit și alte nume de genul acesta, și chiar Michel Stavru l-a apreciat foarte mult pe părintele profesor Constantin Galeriu. Dânsul s-a dus în postul adormirii Maicii Domnului, a iubit-o foarte mult pe Maica Domnului, despre care a învățat de la mama lui, care era foarte milostivă, așa, și ea, oarecum, l-a instruit prima dată, l-a introdus în această atmosferă mariologică. Iar de la tatăl lui, la fel, a învățat milostenia. Nu mai insist prea mult, decât că să vă povestesc un episod și atât îl găsiți în cărțile respective. Părintele a fost în două rânduri întemnițat pentru activitatea sa misionar catehetică, și atunci se mai făcea, să știți. Și pentru că nu era văzut cu ochii buni în acea perioadă ideologică de restriște, a ajuns la canal. Și când s-a întors acasă, erau doi băieți, erau copilași, așa, următorii doi cred că au venit, și s-a întors fără barbă, nu mai era cu barba de când era preot, s-a dus lângă ei și i-a întrebat, cum vă numiți? Și copiii au spus așa, dar necunoscându-l, nu prea voiau să răspundă așa. Și zice, dar, zice, cum vă cheamă? El i-a recunoscut că erau copiii lui. Și până să intre în casă, în curte, și apoi zice, dar tatăl vostru unde este? Unde e tatăl vostru? Ei nu știau că au tată. Au trăit în ultimul an sau ultimii ani doar cu mama. Vă dați seama ce a fost în sufletul părintelui? El, tată, părinte, îi întreba pe fiul lui, tatăl vostru unde este? Avea
metode, Părintele, de a intra în conștiința omului prin sensibilitatea, prin trăirile sale și cred că așa a rămas și în conștiința noastră. Nu era un om de performanță, nu cerea, știu eu, valori, ci cerea, dacă vreți, suflet curat, umanitate și iubire. Așa se adresa în cuvântările sale duminicale, iubiților, iubiților, așa le spunea. Și eu cred că iubea pe oameni. Mulțumim mult. Părinte profesor, găsiți puncte comune, sigur găsiți, poate ni le decriptați puțin și nouă, asemănări între cei doi veritabili slujitori ai catedrei, bisericii și altarului străbun, amândoi preoți slujitori la Biserica Sfântul Silvestru, adică între Părintele Constantin Galeriu și Părintele Nicolae Bordașiu? Cu siguranță. În primul rând mă bucur de fratele Victor că a vorbit, chiar dacă îi se pare că a vorbit mai mult, dar foarte frumos și a evocat niște momente deosebit de impresionante. Știți, fratele Victor, da? Este greu de pornit, dar greu de oprit. Nu e o problemă. Fiindcă da. Știam că va face și va aduce mărturie. Câteva minute, de asta și eu insist așa măcar un minut. Dânsul nu-și mai amintește. Eu l-am cunoscut, eram cu Părintele Galeriu, zic, eram asistent atunci. Și Părintele zice, hai cu mine că și am un doctorant, să-l ascult, are un referat. Și să nu fiu singur, vină cu mine. M-am dus. Și era Victor Marola cu un referat. Și ce mi-a plăcut atunci este că la un moment dat Victor a început să-l contrazică. Părinte profesor, mă iertați, aici eu cred că e altfel. Cum? Și cum spui? Și a spus. Eu m-am rămas uimit în sens de... A intrat în admirația mea. Zic, ia uite un doctorand, îl contrazice, părintele nu se supăra, l-a ascultat, el și-a spus punctul de vedere cu argumente și după ce s-a terminat referatul, l-am întrebat, ce faci, cum te cheamă, nu vrei să vii să fii asistent la noi la catedră? Așa a început. A fost mâna lui Dumnezeu. Vorbind despre cei trei preoți deosebiți, Părintele Galeriu, Părintele Bordașiu, Părintele Ștefan Alexe, ei aveau o vorbă, ziceau adesea când se întâlnește, noi trei, voi trei, miluiți-ne pe noi. Cunoașteți că este o istorioară în sensul acesta. Se completau reciproc. Părintele Galeriu era un monument de bunătate, îngăduință, tot ce s-a spus și se va mai spune. Părintele Bordașiu, omul încercat, și Părintele a făcut puțină închisoare, dar puțină. Părintele Bordașiu ce avea în spate? Iar Părintele Ștefan Alexe, cum a spus fratele Marola, era un preot exemplar, pedant, bun cunoscător al limbilor clasice, un profesor profesionist, ca să spun așa, și ei se completau reciproc, da. Ca oameni aveau opinii diferite, am asistat câteodată așa, dar le rezolvau, mai ales pentru că Părintele Galeriu știa să tragă linie, el era parohul, el era mai în vârstă, el îi adusese pe amândoi acolo, adică cu semnătura lui, că atunci așa era, când a avut postul vacant, și până la urmă a avut o lucrare foarte frumoasă, extraordinar de frumoasă. Aș vrea doar să vă mai arăt cartea aceasta, am adus-o și am uitat în prima fază, Tatăl nostru, tâlcuiri la Tatăl nostru, una dintre cărțile Părintelui Galeriu, nu-i voluminoasă, dar sunt explicații concise cu versete, alte versete din Scriptură, cu opinii ale Sfinților Părinți și toți suntem interesați de Tatăl nostru. Nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa pâinea noastră de toate zilele, pâinea noastră cea spre ființă. S-a reeditat cartea. Vă recomandăm să o căutați în librării, să o aveți, să o citiți și poate o faceți și cadou de Sfintele Sărbători. Este singura care s-a reeditat dintre cărțile Părintelui și am ținut să vă aduc, pentru că rugăciunea Tatăl nostru, pe care am auzit-o și la copii acolo sus când au terminat repetiția, este rugăciunea noastră de fiecare zi. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări până la film, ceva, da? Vă rog. Atunci trecem în partea a doua.
Și dacă între timp vă aduceți aminte de vreo întrebare sau de vreo completare, veți interveni la sfârșit. Acum, deci, dăm cuvântul părintului Bogdan Bădiță, intrând în partea a doua acestei întâlniri duhovnicești, și îl las pe Sfinția sa să vă spună ce are de zis de aici încolo. Vă rog! Da, este greu să încep să vorbești, mă simt așa ca un fir de iarbă, pe lângă doi stejari așa seculari, fiindcă și părintele profesor și domnul profesor mi-a fost profesor la facultate. Făuritorii Marii Uniri astăzi, sau cum îmi place mie să-i intitulez, să vorbesc despre ictitori ai României mari. Să știți că marea conflagrație mondială, primul război mondial, fiindcă după aceea a urmat și al doilea, dar atunci când a început primul război, toți îl numeau Marele Război, a început în 1914 și noi intrăm, fiindcă așa a hotărât și a decis clasa politică românească, mai ales Brătianu și Marghiloman, sfântuindu-l pe rege, am reușit să intrăm în război, să tergiversăm destul de mult și am intrat în război în august 1916. Însă foarte mulți scriu despre faptul că după numai câteva luni România începe să piardă teritorii. Dar să știți că în momentul în care noi intrăm în război cu o armată destul de slab pregătită, ostașii români erau deja sătui de război. Noi intrăm într-adevăr după 2 ani, însă să nu uităm că avem teritorii care erau ocupate de dominație străină. Toată Transilvania era de aproape 1000 de ani ocupată. Basarabia, Bucovina, Banatul Sârbesc erau populații de oameni, de români, cu care imperiile mergeau la război. Și noi intrăm după 2 ani în război, dar intrăm cu o armată obosită de război și nu atât de dotată cum erau celelalte armate. Intrăm de partea Antantei. Erau Anglia, Franța, Italia, Rusia și mai apoi se alătură și Statele Unite ale Americii și regele, deși era german, era neamț, hotărăște, ia decizia ca să lupte împotriva Germaniei. Nu știu ce-o fi fost în sufletul lui, însă mai întâi de toate trebuia să conducă o țară ca România. Și atunci a lăsat faptul că este german, a lăsat faptul că este catolic, ci s-a dedicat intereselor acestor țări. Și după ce intrăm în război, la scurt timp începem să pierdem teritorii și în noiembrie guvernul, parlamentul și regele se retrag la Iași. În decembrie 1916, ianuarie 1917 este un moment în care decotitură al României, ceea ce a mai rămas din ea, în care toată majoritatea populației din București se retrage la Iași. Și cronicarii vremii, cei de atunci, scriau despre faptul că Iașul în 1917 avea, 1916-1917 avea vreo 80.000 de locuitori și s-au trezit cu o populație de aproape 400.000 peste ei. Și s-a transformat automat tifosul acela, toate bolile primului război mondial, într-o mare bolniță. Era Iașul, era greu să supraviețuiești acolo. Ei, în aceste condiții, România, și am adus o hartă, și județul Buzău era ocupat de Imperiul Austro-Ungar, mai rămăseseră doar așa, foarte puțin aici, atât existam noi pe harta Europei, între 1916-1917, doar o bucățică de pământ. Ei, ce a făcut ca să se schimbe această situație? Regele merge în primele linii ale frontului. Regina Maria începe să meargă cu măicuțele și cu asistentele în teatrele de război și
începe să vin pur și simplu să trateze și să lege rănile ostașilor. Iar armata română se pur și simplu se mobilizează și este ridicat moralul foarte mult al soldaților. Văzând regele și regina că luptă alături de ei, au reușit și am reușit în 1917 ușor, ușor să câștigăm teritorii Mărăș, Mărășești și Oituz. Ei, lucrul acesta ne-a făcut ca să ne îndreptăm spre Transilvania și și să începem să recâștigăm aceste teritorii, măcar din punct de vedere al armatei. Și în 1918, pe 27 martie, guvernul și parlamentul din Basarabia, din Chișinău, semnează un act prin care Basarabia dorește unirea cu țara mamă, cu România. În 28 noiembrie, mai târziu, tot în anul 1918, la fel se întâmplă și în Bucovina. Guvernul din Cernăuți, parlamentul de acolo și parlamentarii din Cernăuți doresc și cer unirea Bucovinei cu România. Iar la 1 decembrie 1918, Transilvania și ardelenii sunt foarte bine organizați și se organizează cel mai bine și 1228 de semnatari vin cu un act, cu un credițional, așa se numea, vin ca delegați din partea orașelor, comunelor pe care le reprezintă din toată Transilvania, preoți, protopopi, academicieni, profesori universitari, ingineri, oameni care erau cunoscuți pe plan internațional, vin și semnează acest act. Și Transilvania se unește, ultimul teritoriu se unește cu țara. Și asta face ca să avem o hartă, aici o ține părintele profesor, noi cu galben este ceea ce era atunci România, cu cadrilaterul pe care îl aveam din timpul regelui Carol, restul, Basarabia, Bucovina și Transilvania cu Banatul Sârbesc se unesc cu țara. Și asta face ca în 1919 România să arate pe harta lumii cum nu mai a mai arătat niciodată până atunci și din păcate nici de atunci prea mult după, pentru că după al doilea război mondial știm mai pierdem niște teritorii. Și mă întrebați, probabil, și vă întrebați cum de a fost posibil ca dintr-un mic teritoriu, o bucățică mică, o palmă de pământ, care putea oricând să despară, fiindcă, vedeți, avem Imperiul Austro-Ungar, avem Imperiul Bulgaria și Imperiul Otoman aici jos, la sud, și Imperiul Rus. Trei mari imperii erau în jurul nostru, oricând puteam să fim striviți. Însă, abilitatea politicienilor noștri, și aici vorbim de clanul brătienilor, ei în perioada interbelică și după aceea, ei sunt generațiile care au reușit să redea România așa cum o avem noi astăzi. Ei sunt cei care clădesc. Ei sunt generația care aduc regalitatea în țară și stabilizează oarecum România din punct de vedere administrativ. Ei, Brătianu, Marghiloman și oameni cunoscuți ca ei reușesc să trateze să meargă la aceste tratate și să pună problema în fața marilor stăpâniri ale lumii, în așa mod încât România să reușească să înglobeze toate aceste teritorii. Și avem acum, după încoronarea celor la Alba Iulia și a puțin timp după aceea, o Românie unită. Avem Transilvania, Bucovina, Banatul, Cadrilaterul, Basarabia, toate se vedem deodată aceste nestemate adăugate la teritoriul românesc. Toate lucrurile acestea vi le-am spus și am introdus puțin Făuritorii Marii Uniri sau Ctitorii României Mari, despre ei veți vedea în film. Nu vorbesc mai mult de atât, să știți că înainte de a se semna actul de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918,
Episcopul de Caransebeș pe atunci, Miron Cristea, face o sfântă liturghie dimineață și după aceea urmează semnarea acestui act. Și Părintele Patriarh Daniel spunea foarte frumos că după această liturghie a fost prin semnarea actului o liturghie a demnității și a unității poporului român. A fost o sfântă liturghie în care s-a marcat sfințenia poporului român, ortodoxia. Și după aceea a fost o altă, un act la fel de important ca cel liturgic, dacă vreți, unirea în, într-o demnitate. Și anul acesta am participat într-un proiect 100 de ani de istorie în cuvinte și imagini și le-am vorbit copiilor, elevilor din 8 școli din sectorul 2 al Capitalei despre Făuritorii Marii Uniri și le-am dat și filmulețul. Și la sfârșit i-am întristat puțin, de ce? Fiindcă le-am spus, și cu asta închei, un lucru mai puțin, destul de tulburător. Unii dintre ei au ajuns să facă închisoare politică și ei mă întrebau, părinte, dar cum să facă închisoare politică ei care au făcut unirea? Păi au făcut închisoare politică fiindcă blocul URSS trebuia să înglobeze și teritoriile românești și România odată unită era mai greu să, așa dacă era împărțită pe teritorii, nu vedeți că și acum sunt probleme în Basarabia. Și imediat la venirea comunismului, un regim ateu, un regim care a guvernat doar prin frică și teroare, Iuliu Maniu, Iuliu Hosu, Ilie Lazar, Silviu Dragomir, marele secretar, secretarul general al Mării Adunări Naționale, academicieni, profesori universitari, părintele Ioan, părintele, mulți preoți protopopi, au fost 129 de protopopi acolo, la Alba Iulia, părintele Ioan Lupaș, și el a fost închis. Toți au făcut închisoare. De ce? Fiindcă au pus pe primul plan, înaintea tuturor intereselor personale, dezideratul acesta de a avea o țară. Au fost politicieni de o anvergură duhovnicească, intelectuală și morală, cum acum cam ducem lipsă. Pentru că oamenii aceștia au pus pe primul loc interesul țării și nu erau politicieni atunci. Erau oameni de stat. Oameni care știau foarte bine cum să pună problema în fața marilor puteri ale lumii în așa modalitate încât să facă, să realizeze, nici ei nu s-au gândit, dar au reușit să facă această Românie mare. Despre toate aceste lucruri veți vedea în documentarul pe care l-am realizat la Trinitas TV, un documentar care vorbește despre acești făuritori. Printre ei, desigur, pe DVD, dacă îl veți lua și aveți curiozitatea să vă uitați, sunt mai multe personalități. Aici am tratat doar 4 mari personalități. Dacă aveți întrebări înainte de film, vă rog. Părinte da, profesor. Dacă se dă filmul și... Poate spuneți un minut și simția voastră despre ceva legat despre unire. Ce să zic, bucuria aceasta coincidenței. Deci, Părintele Galeriu de un leat cu țara, așa să și spune printre enoriașii de la Sfântul Silvestru. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte și despre unirea realizată de voievodul Mihai Viteazu, ca prefigurare a marelui moment. Deși a fost de scurtă durată, dar a rămas. Și multe generații au mers pe... Chiar generația de la 1848 și ce au avut în minte acest lucru. Vă mulțumesc! O să-i dau microfonul părintelui Bogdan, pentru că este mai ancorat în istorie.
Foarte bine că ați pomenit un voievod martir și a fost martirizat tocmai pentru că vrea să țină o țară unită, iar vecinii noștri nu prea iubeau acest aspect. Poate cunoaște și vorba, Iorga a zis-o, dintre toți vecinii României, cel mai bun vecin este Marea Neagră. Marea Neagră, săracă, dar restul, toți râvneau câte o provincie, din toate părțile, cum a spus mai devreme, da. Foarte bine că l-ați pomenit. Să și vorbește de posibila canonizare a lui Mihai Viteazu. Mitropolitul Nestor Vornicescu, da, dacă vă aduceți aminte, avea pregătit și avea în lucru, chiar într-o formă avansată, dosarul de canonizare a lui Mihai Viteazu. Da, da. Asta... Și chiar înainte, da, cu 4 zile, da, de a răposa, pe 17 mai 2000, a fost la o sesiune a secției de istorie a Academiei Române, Mitropolitul Nestor Vornicescu, în care a vorbit tocmai despre Mihai Viteazu și despre această posibilă canonizare pentru care el milita și pleda foarte mult. Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei. Da. Îi dau microfonul fratelui Bogdan. Când o să ajungeți la Mănăstirea Dealu, unde se află capul, așa, puteți aflați așa multe, multe amănunte istorice legate de acest voievod martir. Vă rog. Da, unirea, prima unire a teritoriului românesc într-adevăr a fost săvârșită și făcută de Mihai Viteazu. După aceea, urmând această legiferare a ei, să zic așa, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Dar vedeți că totuși Dumnezeu intervine în istorie și intervine în viața noastră într-un mod foarte discret, dar foarte concludent. Foarte interesant este faptul că când vorbim despre unire și despre unirea făcută de Mihai Viteazu și unirea după, din 1918, realizată sub regele Ferdinand și Regina Maria, aș dori să semnalăm un singur lucru. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Primul patriarh al României, un vis încă de pe vremea lui Mihai Viteazu, să fim uniți, să avem o biserică ortodoxă recunoscută pe plan internațional, să fim cineva pe harta aceasta a Europei, fiindcă, după cum știți, teritoriul acesta din Carpați și între Carpați și Dunăre era un teritoriu românesc, era această idee de a avea un teritoriu unit. Și cum lucrează Dumnezeu ca tocmai dintr-un teritoriu cum era Transilvania, un teritoriu care era un teritoriu străin de atâta timp, ajunge primul patriarh al României, episcopul Miron Cristea. Tocmai un ierarh dintr-un teritoriu subjugat, dacă vreți. Și lucrul acesta cred că nu este deloc indiferent. Cred că Dumnezeu cumva a vrut să marcheze și începutul din toate punctele de vedere a unei biserici ortodoxe care astăzi vedem sub Părintele Patriarh Daniel, este o biserică care duce aceste deziderate ale Marii Uniri mai departe. Și asta o spun în contextul în care duminica viitoare se va sfinți, că odată este slujba de sfințire, chiar dacă ea nu este 100% gata, dar se va sfinți Catedrala Națională. Catedrala Mântuirii Neamului este un vis de pe vremea domnitorilor. Este un vis și este un ideal național încă din dinainte de primul patriarh al României. Și astăzi vedem abia după 100 de ani sau poate mai mult de atât cum se conturează acest vis și vedem o clădire frumoasă, o clădire elegantă, o clădire care simbolizează, dacă vreți, puterea Ortodoxiei Românești. Și duminica viitoare, cei care nu puteți veni acolo, este un eveniment pe care eu, în calitate de consilier patriarhal și producător general la Trinitas TV, mă voi strădui să-l ilustrăm cât mai bine. Vom transmite slujba de târnosire de acolo, de la catedrală, și Sfânta Liturghie. Foarte mulți ierarhi vor fi, vine și patriarhul ecumenic acolo și iată unul dintre dorințele ctitorii României Mari se va împlini duminica aceasta.
Desigur, aceste teritorii au fost ele împărțite și bulgarii râvneau la noi, ungurii, nu mai zic, din partea cealaltă, rușii cu Basarabia, nici acum ei nu sunt niște români care se pot bucura pe deplin de această libertate cum o facem noi. Dar poate că Dumnezeu în timp va recompensa cumva jertfa tuturor martirilor. Au fost și se va face o slujbă de parastas sâmbătă, înainte de sfințirea catedralei, cu o zi înainte, pentru toți cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă din primul și al doilea război mondial. Au fost probabil milioane de oameni care și-au pierdut viața pe teritoriul românesc, dar dintre cele două războaie mondiale, peste în jur de 350.000 de oameni și-au dat viața, ca noi acum să vorbim românește, să slujim în limba română, să avem o educație în școli tot în limba română. Iar lucrurile acestea s-au conturat cu o jertfă enormă. Și martirii din temnițele comuniste cred că sunt, dacă vreți, hrisovul românesc prin care credința și ortodoxia românească a plătit-o cu multe vieți de români, care, uitați, și Iuliu Hosu, și Iuliu Maniu, și Ilie Lazar, și toți acești oameni și-au dat viața ca noi să avem o Românie unită și întregită. Da, alte întrebări. Da, poftiți. Că între unirea mică din 1859, cum mi se mai zice, de fapt primul pas spre unire, și unirea cea mare din 1918, a mai fost o unire de care se amintește mai puțin. În 1878, după războiul de independență, Dobrogea s-a unit cu România. Că de curând, acum pe 14 noiembrie, am sărbătorit. 140 de ani. Da, 140 de ani, deci mai... Da. Mulțumesc. Era Dobrogea înglobată, era Muntenia și Moldova. Noi așa am intrat, cam de pe poziția asta am intrat noi în război. Dar, într-adevăr, ajungem ca în 1919 să arătăm mult, mult mai mari. Într-adevăr, aceste uniri, după cum ați spus, au fost niște etape, niște trepte ca noi să fim o Românie unită. Să punem filmul, dacă sunteți de acord, să punem filmul. Realizat de Trinitas TV, sunt vreo 10 filme documentare, dacă aveți posibilitatea și curiozitatea să vă uitați la ele. Noi le vom difuza în perioada 25 noiembrie-1 decembrie, în grila de programe Trinitas TV. Vor fi toate aceste filme dedicate Marii Uniri despre preoții care au mers în primul război mondial și în al doilea război mondial. Sunt foarte multe filme documentare, Catedrala Națională, multe filme realizate de colegii mei despre Marea Unire, istoria unui ideal făcută de Răzvan. Știu că aveți unul și despre Alba Iulia, foarte frumos. Partea Marii Uniri, da, sunt multe filme documentare. Acum ne uităm la un rezumat de aproape 20 de minute despre favoritorii Marii Uniri. Poftiți. Să vă aduc un scaun aici. Și de la Violet Brătian,
până la urmă. Iam cu fondul și Panhalipa și până la Miron Cristea, Iuliu Maniu și toți ceilalți care au fost prezenți la Chișinău, Cernău și Alpărină, gestul acela făcut de lui n-a fost un gest lipit, n-a fost o aventură, ci a fost un lucru pentru această țară. Pe vremea din această țară, nu avea politicieni, ci avea oameni în stare. Și asta s-a văzut în generația care a trăit și care ne-a lăsat aceste moșteni. Care noi și glorioasele lupte au făcut-o pe vechi.
Poate că ar fi fost un bun administrator pe măsura unchiului lui, dar Dumnezeu i-a dat o încercare, o încercare care nu e rezervată Domnului. Este vorba de a se reafla în fruntea țării în momentul conflagrației, primei conflagrații mondiale. Este o perioadă aceasta, sfârșitul de 1916, începutul prima jumătate, prima parte de 1917, este o perioadă extrem de complicată pentru această țară, care pur și simplu existența statului a fost pusă în discuție sau cum a terminat de un fel de părere. Bucureștiul este ocupat în decembrie 1916. Două trei din țară sunt ocupate. Administrația, guvernul și familia regală se retrag în nordul Moldovei. Regele Ferdinand m-a surat în exprimare, atent, circumspect și cu grijă pentru cei din jur, declarat. Eu nu cunosc un neamț, eu cunosc un rege al României. Și soarta țării este și soarta dinastiei, este și soarta mea. Ca bunul român, domnilor ministri, domnilor consilieri pe care v-am adus aici, în acest consiliu, vă declar că noi vom merge pe partea andante. Și așa a fost. Ferdinand I a fost un rege loial țării, devenind un rege român. Chiar dacă decizia lui a creat tensiuni cu fosta casă legală domnitoare din care provenea, el a ales pentru România. Nu și-a sacrificat pentru România numai familia, ci și credința. Din cauza că nu-și botezase copiii în mod catolic, a fost excomunicat de papă, lucru dureros pentru un catolic fervent ca el, care interiorizase perfect deviza familiei sale, nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu. În momentul 1914 și până în 1927, când s-a stins mult pentru vremea 52 de ani, a fost un lege care a avut cele mai mari satisfacții. Petrolul aflându-se, a văzut o țară cum a devenit rus, dintr-o minusculă Românie care avea doar două provincii globale, una mult mai mare care avea o sumedenie de alte nestemate adăugate la coroana lui. Doar că Adilaten, cum ar fusese înainte, mă gândim de Carol I, este o sumedenie de provincie, se alăturase de mari și a avut și norocul acesta unei încoronări fascinoase la Alba Iulia. Ferdinand a trăit-o, a văzut-o, a știut să beneficieze de toate, de toți laurii unui victorie. De numele regelui Ferdinand I al României se va lega totdeauna conștiința datoriei împlinite. Regina Maria provenea din familia regală britanică. Cu o capacitate intelectuală remarcabilă, era considerată în epoca respectivă una dintre cele mai frumoase principese ale Europei. Istoricii consemnează implicarea ei directă în treburile ce priveau conducerea țării, alături de rege și de dinastia brătierilor. Această femeie cu un curaj aproape nebun se ducea în spitale de campanie, vorbea și oferea alinare soldaților răniți pe front. Este un pasaj aproape excepțional, cred că în 1917, când vizitează un spital de campanie și muribunzi, soldații muribunzi din atinși pe tăci în acel spital, văzându-o, îi se adresează aproape de necredit. Îi spun, mă bucur să vă văd, majestatea voastră, prefer să vă văd eu, dar să vă văd pe dumneavoastră regina sau împărăteasa României, cum se exprimă aici. Regina era deja, iar împărăteasa României însemna, evident, avea o minte imaginea României mare. Patriarhul Miron Cristian este o personalitate complexă și cu valențe speciale pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru statul român. A trăit într-un context efervescent, în care lucrurile se schimbau cu o rapiditate excepțională. Miron Cristian și Comunul Rosu au stat mână-mână la Ungăria și au arătat poporului că cele două biserici pulsează amândouă pentru națiune și că amândouă doresc unire. Dar după ce s-a făcut unirea, era problema mare a Bisericii Ortodoxe, care trebuia să primească pe frații din Basarabia, pe frații din Bucovina, pe frații din Transilvania
civilizat treptat, încât un transilvanian a devenit primul patriarh al României, cum știți, un Miron Cristea, care era episcop de Caraseveș, cel care a fost prezent la Alba Iulia și a reprezentat Biserica Ortodoxă Română. A devenit patriarh al României. Iată încă un simbol cumva al României. În România vine patriarh, un reprezentant al unei biserici dintr-o provincie străină. Biserica asta a fost un factor de coeziune națională, biserica noastră. Și ne-a ajutat. Ne-a ajutat să rămânem în Europa și să avem dialogul cu Europa, să intrăm în mișcarea asta ecumenică a bisericilor mai mari și să construim ideea de umanitate, ideea de om, prin modelul nostru românesc. Această biserică s-a păstrat și a evoluat și s-a dezvoltat în cadrele în care a putut să o facă. Și a reprezentat și un model pentru alte biserici, un model de urmat. În sfârșitul de an 1919, când s-a pus problema alegerii unui metropolit primat, care să fie în același timp și metropolit, cum era tradiția de până atunci în vremea lui Cuza, cel ales pentru această funcție a fost iarăși episcopul Miron Vista al Caraseveșului, tocmai pentru a se sublinia aportul deosebit al Transilvaniei la făunirea României mari. Alegerea fiind făcută spre sfârșitul lunii decembrie, peste timpul la 31 decembrie 1919, a doua zi, tot peste timpul la 1 ianuarie 1920, a fost investit și înscăunat ca metropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române. Se deschide acum, desigur, o altă perioadă a vieții sale, cu alte responsabilități, cu alte reverberații care țineau de perioada aceasta de consolidare, propriu-zis, sau unirii, la care Biserica avea o contribuție cu totul deosebită, ea urmărind, în primul rând, realizarea formelor de unificare spre o lege și un statut de organizare a Bisericii Ortodoxe Române care să consfințească această unitate a Bisericii din toate părțile Pământului Românesc.
trebuie să ne amintim mai des și să reflectăm la faptul că foarte mulți dintre părinții României mari, pe care noi acum îi omagiem și e foarte bine că o facem, au fost uciși, închiși, exilați, umiliți, bajocoriți, depozedați de bunuri, insultați, calumniați, scoși din cărțile de istorie, care după ce făcuseră România mare, au sfârșit în închisorile comuniste. Amintind importanța Marii Uniri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea: trebuie să apărăm și să cultivăm unitatea de credință și de neam, pentru a promova demnitatea poporului român în dialog și cooperare cu celelalte popoare ale lumii. Biserica a păstrat vie speranță și ierarhii acestei biserici, preoții, au ținut poporul împreună și atunci când regimul politic îi dădea la închisoare pe lideri dintre cei care au făcut unirea paradoxală. Au ajuns la închisoare sub regim comunist profesorul Silviu Dragomir, care a fost secretar al Marii Adunări de la Alba Iulia și care a lăsat o tradiție istorică la Cluj de studii slave, de paleografie slavă. Silviu Dragomir a făcut închisoare pentru că a fost patriot și a sfârșit modest, ca să vedeți o degenerație a Unirii, spunând în testament: am făcut ceea ce am putut, facă mai mult urmașii. Și a spus așa: viața unui om nu se judecă numai după ceea ce omul a înfăptuit, ci și după curățenia sufletească a ceea ce a făcut. Chiar dacă nu a ieșit toată. Tante vine pe urmele lui Buda, care zice într-o poezie finală de regrete: nu câte au fost în bine în minte, ci câte ar fi putut să fie. Se spune despre oameni că nu mor atâta vreme cât mai sunt în amintirea celor care trăiesc. Ei, dacă noi pomenim pe acești oameni, înseamnă că ei n-au murit niciodată. Măcar acum să ne rămână energie ca să putem crea speranță pentru încă 100 de ani. Altminte, copiii și nepoții noștri nu vor socoti epicot și nu vor putea vorbi de noi cum vorbim noi de acea generație de oameni răspunzători, în primul rând pentru că se simțeau responsabili pentru țară. Spuneam în câteva cuvinte, încheiem, în câteva minute, pardon, încheiem. Spuneam, mi-a cerut cineva un material, un eseu și l-am intitulat așa: România 100. Și spuneam acolo, între altele, adresându-mă cârcotașilor potrivnici Catedralei Naționale, Catedralei Mântuirii Neamului, că este singurul proiect care se materializează, care se conturează și care chiar se finalizează, se îndeplinește, se desăvârșește, se realizează în acest an centenar. De aceea suntem datori, avem această obligație morală de a fi părtași duminica viitoare la sfințirea ei. M-aș fi bucurat eu unul, vorbesc în numele propriu și mi-asum ceea ce spun, m-aș fi bucurat dacă în acest an centenar, aviz cărcotașilor, s-ar fi reparat 100 de școli, s-ar fi dotat 100 de spitale și 100 de centre de asistență socială, s-ar fi făcut, știu eu, 100 de cabinete medicale, dispensare medicale la sate, sau s-ar fi construit 100 de kilometri noi de autostradă.
până una alta s-a făcut această catedrală. Pentru ei, toți acești bărbați de stat, nu politicieni sau politruci, pentru ei toți acești făuritori ai Marii Uniri, pentru ei toți acești oameni atașați poporului și iubitori ai acestui neam și cinstitori ai acestei nații, pentru Părintele Constantin Galeriu, pentru Părintele Nicolae Bordașiu, vă rog și vă invit să păstrăm un minut de reculegere. Vă mulțumesc, veșnică să le fie amintirea și pomenirea în veci. Amin. Dacă mai sunt intervenții, completări, dacă cei doi invitați sau altcineva vrea să mai adreseze vreun cuvânt, părinte profesor, poate o concluzie. Așa, vreo întrebare. Sau părintele Bogdan. Asta. Felicitări, foarte impresionant și fondul muzical, așa. Și intervențiile președintele Academiei, foarte frumos. Apropo, dacă o sinteză, mai da. Ceva bun, anul acesta, neamul acesta e că a fost ales acest bărbat, acest om în fruntea Academiei Române. Slavă lui Dumnezeu, măcar atâta. Mulțumim din suflet tuturor, felicitări. Vă dorim mult spor în continuare, mult succes. Vă dorim să aveți parte în continuare de un post ușor și binecuvântat. De Sfintele Sărbători să aveți parte cu bucurii, cu împliniri, alături de toți cei dragi ai dumneavoastră, aduși, întorși sau reîntorși acasă. Dacă ajută Dumnezeu, vedem ce va fi și cum va fi. Ne vom întâlni sau ne vom revedea la anul. Să dea bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim, să ne mai vedem și altă dată. Bucuroși, sănătoși și cu folos. Să facem rugăciunea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu toții, cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Sfințite Părinte Profesor, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă felicităm, vă mulțumim, vă dorim un post binecuvântat și sărbători cu sănătate și bucurii. La mulți ani! Amin. Vă rugăm să adunăm, să așezăm scaunele la loc și să facem obișnuita fotografie de grup și după aceea să plecăm în pace, dorindu-vă o săptămână ușoară și binecuvântată. Da, cum se numește? Vreau să-ți ia cadouri de... Da. Vorbim cu părintele Bogdan. Poftim, mă, preotea să-și ia. Nu, nu lăsați. Nu, nici nu. Nu discutăm. Cât e să vreau să-l...
Să nu plecați, haideți să facem fotografia. Un milion. Cât e? Mai mult? Mai mult? Nu știu. Părinte, știți, părinte, că nu că vrea să ia mai mult. Ce-a de acasă, da. Da, ha? Am făcut la cufeseta la magazin. Si, 30, da. Nu știu, jur de 20 de lei, nu știu. 20, bine. Părintele, ia banii ăștia așa. Haideți să facem fotografie. Poftiți, veniți cu tine mai departe ca să vină lumea în spate. Haideți cu toții, da. Părinte Adrian, poate? Domnul Victor. Domnul Marola. Victor, vină cu coace. Că dacă se compute inima la piață. Eu oricum un trailer. Da. Da. Cine vrea, să lasă aici. 20 în cutie și să-și ia. Și voi vă întâlniți toți 4, 8, că sunteți acolo. Da. Se căsătorite amândouă. Una din ele este căsătorită, au venit astă vara. Așa, da. Bine, vă mulțumesc. Bun, perfect. Sănătăriți, cu sănătate și toate cele bune. Acum și eu o poză, profesor. Da. O poză. Doamne, ajută Dumnezeu. Păi foarte bine. Păi sigur, sigur. Să dăm și eu poză. Da, dar i-am zis, facă și sigur, sigur. Hai și una, vino și le simt. Da, Irina, hai și tu. Poftiți, Da. Gata, mulțumim. Aici cu foile duminicale. Da, eu cu pozele nu le-am dat acum. Andrei. Da, am lus. Că tu nu... Stai un pic.
un pic, mă mai duc un pic. Da, da, sigur, pot să lucim și pe microfon. Da. Bună ziua. Da, și nu trebuie să aici, la altar, sigur. Vino imediat. Unde vine, cum vine așa? Sunt deschise, de cred. Stat, nu că și acum până când am putut și mi-a fost scris. Dar m-am înfăcolit așa, doamne, ce de sensibilă sunt. Când eram mică, am stat un timp cu sora lui tata. Și avea o sensibilitate așa la sinusul, la tot, toate îți spunea că chidem geamurile să... Și râdeam de... M-am ajuns. Nu, da, e un pic frig. Nu, apare foarte frig și dacă se deschide o ușă, avem ușă și la altar și aici, imediat să... Se simte, da. Căldura este prin pardoseală. Că am simțit când am intrat că e căldură. Da, căldura. Mi-ai lăsat mie microfonul. Într-o sarcina mea. Eu am altă sarcină. Da, lasă.